Îți mulțumesc pentru prezența la acest curs. Șerban Stănescu este numele meu și sunt realizatorul acestei serii de cursuri. Cursul de astăzi se intitulează Practica evoluției, câte eșecuri. Subcapitolele cursului. Ce spun alții despre eșecuri? Frica de eșec. Alegeri. Învățătura. Când să te oprești. Schimbarea. Repetițiile. Călătoria. Companie. Parteneriat. Ce spun alții despre eșecuri? Am decis să abordez această temă pentru că eu însă m-am confruntat și cu siguranță mă voi mai confrunta și în continuare cu multe eșecuri și felul în care suntem educați să gândim despre eșec este unul extrem de dăunător. Am avut nevoie de foarte mulți ani să-mi schimb modul de gândire și foarte probabil încă sunt departe de a fi făcută la un nivel de excepție. Am reușit însă să reduc mult impactul poveștilor care ne influențează pe toți, poveștile care ni se spun de mici despre eșecuri și despre felul în care vom fi priviți, etc., etc. Sunt convins că știu o mulțime de povești care astăzi îți blochează evoluția pentru perioade mari de timp, aruncându-te în frică și incertitudine. Ceea ce voi spune în continuare e spre binele tău să te pună pe gânduri serios de tot. Puneți neuronii în acțiune, pune-i la muncă, verifică tu însuți și s-ar putea să descoperi un instrument extrem de valoros în viața de zi cu zi. Deșecuri ne izbim toți. Poate cele mai celebre exemple de eșecuri care au făcut în conjurul lumii sunt Thomas Alva Edison, care a fost exmatriculat din școală pentru purtarea recalcitrantă și apoi cele 10.000 de eșecuri înregistrate până a reușit să producă prototipul becului cu incandescență. Al doilea exemplu este al lui Albert Einstein, care a rămas corigent la fizică și matematică și a avut în general la aceste obiecte notele cele mai mici. Cred că sunt și straniu și paradoxal că un coeficient la fizică și matematică a inventat teoria relativității, care acum stă la baza fizicii cuantice, în vreme ce profesorii lui au rămas niște ilustri necunoscuți. Iată ce spune Jordan Peterson despre eșecuri. Să le înfruntăm că fac parte din peisajul vieții de zi cu zi. Viața este dramatică și avem nevoie să fim puternici. Evitând eșecurile, ferindu-ne de ele, devenim mai slabi. Conflictele sunt cele care ne fac să creștem. Tom Bilyeu, multimilionarul din spatele Impact Theory University, spune că fără reziliență, 99,9% din oameni clachează înainte de 40 de ani și că 95% din afaceri falimentează după primii 10 ani de activitate. El recomandă să ne asumăm riscurile necesare pentru a ne confrunta cu eșecurile, cel puțin 10 ani consecutiv și apoi încă 10. Seth Godin, celebrul scriitor și om de marketing cunoscut în toată lumea, spune același lucru. Potrivit experienței mele de viață, rata eșecurilor la suta de proiecte începute este de cel puțin 85%. Ce trebuie înțeles de aici? Eu unul am înțeles că trebuie să-mi schimb modul de gândire și asta am făcut. Acum privesc eșecurile foarte diferit de cum o făceam, chiar și cu vreo 2 ani înainte să încep acest curs. Adică destul de recent. Spun recent pentru că am aproape 64 și 5 ani înseamnă destul de puțin din total.
Sub 10%. Hai să formulez altfel ideea ca să înțelegi. Abia 8% din toată viața mea am abordat o modalitate de a gândi constructivă. În rest, m-am autosabotat. Ar fi păcat să mă mint pe mine și ar fi foarte rău să te mint și pe tine și pe oricine altcineva. Așa stau lucrurile. Frica de eșec. Frica de eșec, înainte de toate, este cu totul altceva decât crede lumea. Este o experiență biologică. Este un potențial energetic nedescărcat printr-o acțiune oarecare. Altfel spus, este un răspuns al mașinii umane codificat biochimic. Un răspuns automat la un stimul fie din interior, fie din mediul de viață. Iar asta este ceva normal. Sunt multe împrejurări în acest semnal pe care îl numim în mod greșit frica, ne este de un ajutor de neînlocuit. Ceea ce numește cam toată lumea frica și în mod particular frica de eșec, este în fapt o tensiune, un potențial de energie care se naște ceva mai brusc și pe care noi îl vom interpreta potrivit educației primite de la cei din jur, fiind drept pericol iminent, fie în altfel, fără legătură cu ce este în fapt această experiență biologică generată de reacții fizico-chimice. Dacă la alte animale alegerea interpretării acestor semnale biologice este imposibilă, în cazul omului, situația este foarte diferită. Noi putem alege ce anume poveste să ne spunem aici. Ce să credem, cu alte cuvinte. Și povestea pe care ne-o spunem generează atitudinea pe care o manifestăm. Și putem rescrie poveștile dacă ele ne provoacă pagube și suferință fără să rezolve ceva. Sunt fapte experimentale dovedite în multe laboratoare de genetică aplicată din toată lumea. Epigenetica este noua ramură a științelor care se ocupă cu acest domeniu, iar proprietatea neuronilor, acea proprietate care permite reprogramarea, se numește neuroplasticitate și se pare că singura specie care prezintă această proprietate a neuronilor este specia umană. Alegeri. Fundamental vorbind, din perspectivă strict tehnică, avem două opțiuni de bază potrivit principiului polarități. Principiile hermetice, 4. Principiul polarității. Totul este dublu. Orice lucru are doi poli. Totul are două extreme. Asemănătorul și neasemănătorul au aceeași semnificație. Polii opuși au o natură identică, însă de grade diferite. Extremele se ating. Toate adevărurile sunt și neadevăruri. Toate paradoxurile pot fi conciliate. Opțiunile de bază sunt furnizate de sistemul reptilian, modul de gândire reptilian, luptă sau fugi. Și sunt lupta, respectiv fuga. De altă parte, potrivit legii lui 3, există trei tipuri de energii fundamentale. Energia activă, energia pasivă și energia neutralizantă. Energia activă aici este reprezentată prin atitudinea luptă. Energia pasivă este reprezentată prin atitudinea fugi. Energia neutralizantă este reprezentată prin ceea ce numim discernământ, care este capacitatea de a distinge grade de intensitate ale unei situații sau al unui stimul venit din mediu,
și a le asocia cu experiențele anterioare, astfel încât să putem alege, pe baza acestei experiențe de viață, tipul de răspuns cel mai adecvat contextului actual. Potrivit dicționarului enciclopedic, discernământ reprezintă acea calitate a unei persoane care constă în posibilitatea de a-și da seama de consecințele actelor sau faptelor sale. Revenind acum la cele spuse anterior, omul poate alege, fiind dotat din construcție cu mecanismele numite neuron, cu remarcabila proprietate numită neuroplasticitate. Neuronul reprezintă partea pe care o putem numi hardware sau construcția fizică, în vreme ce neuroplasticitatea reprezintă partea software, altfel spus, partea de programe care rulează pe hardware. Așadar, este destul de intuitivă paralela cu tehnica de calcul. Neuronul este procesorul fizic, în vreme ce proprietatea neuroplasticitate este un program care rulează pe acea componentă fizică numită neuron. Astfel, dacă înțelegem foarte bine calculatorul și funcționarea acestuia, înțelegem și că cel care folosește calculatorul decide, altfel spus, discerne pe baza experienței acumulate prin practică ce anume program instalează și ce anume program este necesar să ruleze la un moment dat pentru a putea realiza un anumit rezultat. Cine are suficiente cunoștințe de calculatoare știe clar că a face editare video cu un procesor de text și înregistrare audio cu un program de văzut imagini sunt situații imposibile. Sunt programe diferite, având o anumită specializare. Același lucru este valabil și pentru pachetele de programe numite reptilian, limbic, rațional și cardiac. Ele pot rula pe aceeași mașină, omul fizic, fără ca asta însă să însemne că unul singur dintre acestea rezolvă toate problemele. Ele sunt ultra specializate și trebuie să învățăm asta. Învățătura. Mă doare că trebuie să o spun, dar trebuie să o fac. Covârșitoarea majoritate a populației globului s-a lenevit datorită vieții ușoare și a tehnologiilor tot mai sofisticate. Astăzi, majoritatea consideră învățătura o pierdere de vreme și alargă după cât mai repede și cât mai simplu. Am avut eu însumi tone de eșecuri și mă simt dator de dragul adevărului și din respect pentru adevăr, să spun că fără învățătură, care înseamnă experimente, inovații și repetiții zilnice, singurul rezultat la care poate ajunge specia umană este autodistrugerea, care devine consecința firească a lipsei de antrenament, a capacității de integrare în mediu. Ne-am rupt atât de tare de realitatea obiectivă, ne-am creat medii de viață atât de artificiale, încât am ajuns să fim incapabili să trăim în natură fără jucăriile noastre tehnologice. Când să te oprești? Există motive să te oprești din a învăța? Cu alte cuvinte, există motive să te oprești din a înregistra eșec după eșec, eliminând astfel toate posibilitățile care duc la alte rezultate decât cele necesare, pe de o parte, și pe de cealaltă parte, duc la rezolvarea, la dezvoltarea software-ului numit discernământ? Convingerea mea actuală este că cu cât mai mult mă supun presiunilor, cu atât capacitatea mea de a discerne crește. Am nevoie de multă experiență, de multe repetiții ca să pot testa o variantă sau alta de software pe care o creez. Ideea mea, gândirea mea, trebuie supusă la cât mai multe teste, în condiții cât mai variate. Funcționează în multe condiții? Vor voi și alții să învețe. Se dovedește a fi nefuncțională?
chiar după foarte multe eșecuri înregistrate, acum e momentul să accept că trebuie să mă opresc. Să accept faptul că programul meu, ideea mea sau ideile mele s-au bazat pe ceva inexistent în realitatea obiectivă. Pe o poveste, pe o narațiune falsă. Schimbarea. Există oameni care adoră schimbarea. Există oameni pentru care schimbarea este un blestem al vieții lor. Care este adevărul de dincolo de aceste atitudini extreme? Eu, spre exemplu, am nevoie constant de schimbare. Sunt născut în gemeni și vibrația mea primară, energia primară, este aer. Acum cred că e mai ușor de înțeles de ce am nevoie de schimbare. Este construcția mea de așa natură. Eu sunt schimbarea. Poți opri aerul în loc la comandă? Colegul nostru, Petru Cordeanu, pe de altă parte, detestă schimbarea. Pentru el, schimbarea este un blestem, este un chin. El este capricorn. Energia lui primară este pământ. Astfel, iar devine ușor de înțeles de ce el se ferește de schimbare. Aceasta este natura lui primară, pământul. Stabilitatea pietrelor ca expresie a vibrației pământ este ceea ce putem observa cu foarte mare ușurință. Pentru a mișca un bolovan din loc, e nevoie de un aport de energie din exteriorul bolovanului. Altfel, el va rămâne în aceeași poziție, nemișcat, secole la rând, milenii la rând. Vezi piramidele din Egipt, complexul de la Stonehenge, Teotihuacan, Göbekli Tepe și alte vestigii vechi de mii de ani. Ce anume energie folosim depinde de scopul pe care îl avem în vedere. Dacă vrem să transmitem un mesaj dincolo de secole, dincolo de milenii, avem nevoie de stabilitate. Avem nevoie de pământ. Dacă avem nevoie de diversitate, de soluții noi, de inovații, de creații noi, care să îmbunătățească ceva, atunci avem nevoie de aer. Pentru asta este construit. Să inoveze, să schimbe, să caute, să exploreze și să experimenteze tot timpul câte ceva nou. Dar acestea sunt extremele. Pentru a obține o bijuterie valoroasă dintr-un diamant brut, cele două extreme, avem nevoie de finețe. Avem nevoie să frânăm schimbarea până la un anumit nivel, dar avem nevoie și de o anumită flexibilitate. Și aici, în transformare și flexibilitate, intervin zodiile de apă și zodiile de foc. Focul este energia transformării, în vreme ce apa este moderatorul care face ajustările fine, care șlefuiește, care dă finețea detaliului și transformă meșteșugul în artă și, dacă este dusă mai departe, munca de șlefuire transformă arta în maestrie. Apa mai ia de aici ceva, mai pune dincolo ceva și, din aproape în aproape, printr-un mare număr de repetiții ale unuia și același experiment, guvernat de unul și același program sau set de programe sau tipare mentale, ajungem la ceea ce obișnuit numim capodoperă. Acel ceva la cărui vedere sau auzi ni se taie răsuflarea, simțim că zburăm sau că tot universul este al nostru. Repetițiile. Am vorbit mai sus despre repetiții. Din păcate, extrem de puțină lume înțelege de ce anumite comportamente se manifestă fără ca noi să ne dăm seama. Comportamentul de tip reptilian, de pildă. Acei oameni care devin ușor violenți, brutali, agresivi. Apoi, oricât de strane ar părea, aceiași oameni, în alte condiții, devin victime și se jălesc la toată lumea. Apoi, brusc, sar iar la bătaie, devin iar agresiv și tot așa. Acestea sunt programele numite reptilian. Ele au fost puse la punct de mama natură în cel puțin 350 de miliarde de ani și testate pe o varietate practic infinită de mașini fizice sau hardware.
toate speciile cunoscute de viețuitoare au căpătat de la naștere această înzestrare, care asigură supraviețuirea individului, indiferent că e vorba despre un elefant, un om, un crab, o meduză, etc. Toți avem setul de programe numit reptilian. Așa se asigură universul că viața continuă orice s-ar întâmpla. Secretul sau secretele sunt comprimate într-un cod sursă numit cod genetic. Prin interpretarea acestui cod genetic, în condițiile potrivite, se manifestă ceea ce numim viață. Adică, date fiind condițiile potrivite, apare un anumit nivel de organizare al materiei care poate căpăta nivele de complexitate uluitoare, așa cum putem observa cu toții. După cum îți poți da seama, setul de programe numit reptilian are un nivel de complexitate uluitor. El însă a fost repetat de un număr atât de mare de ori, atât de multe sute de milioane de ani, încât este foarte puțin probabil că mai poate fi percepționat. Totuși, natura sau universul conștient, sau cum vrem să-i spunem, și-a rezervat dreptul de a perfecționa chiar și aceste programe. Și a creat pentru asta instrumentele capabile să creeze și să testeze noi și noi variante de programe și chiar programe total noi. Ființa umană. O singură limitare avem. Alegerea conștientă. Ca să putem crea un program viabil, avem nevoie de enorm de multe repetiții, pe care de consecință vor fi și enorm de multe eșecuri. Și ne-am întors la punctul de unde am început cursul de astăzi. Avem nevoie de eșecuri? Da. Ele sunt calea către inovații, către creația continuă, către complexitate. Ele sunt ceea ce ne permite să transformăm haosul în ordine. Călătoria. Ce este viața? De mii de ani ne întrebăm, de mii de ani formulăm răspunsuri și totuși căutăm răspunsul în continuare. Mie îmi place să definez viața ca pe o călătorie. Jordan B. Peterson, în cărțile sale și în conferințele video disponibile pe internet, spune că viața este dramatică, este tragică. Poate că rămâne o simplă idee a unui psiholog canadian dacă ar lipsi dovezile furnizate de realitatea obiectivă. Dar cum putem califica altfel decât tragice și dramatice seria de evenimente care s-au petrecut acum 65 de milioane de ani, când mii de specii au dispărut? Dar acea serie de evenimente de acum 12.800 de ani, când acea supercivilizație și cultură din care au rămas doar niște vestigii în piatră, civilizația numită Atlantida. Dar seria de evenimente numită Primul Război Mondial și respectiv al Doilea Război Mondial. Dar seria de evenimente petrecute între martie 2020 și martie 2022. Dar seria de evenimente care se petrec astăzi, acum, sub ochii noștri, între Rusia și Ucraina. Pot fi ele puse în altă categorie decât tragice și dramatice? Privind în această perspectivă a tragismului și a dramatismului, viața, concluzia pe care o desprind eu, concluzia pe care am moștenit-o și am verificat-o și eu de multe ori, este că unirea face puterea. Evident, putem să ne unim în a face rău, în a distruge. Dar la fel de bine, putem să ne unim pentru a crește împreună, pentru a contribui câte puțin fiecare la armonia locală, care înseamnă cel mai obișnuit casa și familia. Apoi, din ceea ce am învățat, să transmitem mai departe celor din jur, celor cu care ne vedem mai des, ce să transmitem? Povestea noastră, povestea micilor și marilor eșecuri, a micilor și marilor succese. Așa ne îmbogățim cu toții, dând mai departe.
Dar ca să putem face asta, avem nevoie de tovarăși de călătorie. De oameni care să fie dispuși să ne asculte poveștile de viață, să fie dispuși să ne spună poveștile lor de viață și, mai ales, să le facă plăcere să călătorească împreună cu noi. Aceștia sunt potențialii noștri, parteneri de călătorie. Compania sau parteneriatul. Acestor oameni cărora le place să călătorească împreună cu noi, li se spune suflete pereche. Am alături de mine unul dintre posibilele mele suflete pereche. Posibile spun, deoarece sunt sute de milioane de variante disponibile, deci trebuie făcută o alegere. Și asta se poate dovedi a fi extrem de dificil. Explic puțin mai încolo ce se poate petrece. Cum spuneam la început, sunt născut în zodia Gemeni. Candidații ideali pentru parteneriatul meu în viață sunt zodiile Leu și Scorpion. Am avut o parteneră Leu și a ieșit prost. De ce anume? Este o poveste lungă. Esența poveștii mele este că eu vreau să învăț continuu, iar ea a fost învățată în familie ei să fugă de orice schimbare, să asculte orbește, fără să învețe ceva din propria ei experiență, să stea cu capul plecat tot timpul, să aleagă calea cea mai ușoară în viață. Rezultatul a însemnat despărțirea. Eu am fost incapabil să accept stagnarea și refugierea în trecut, să refuz să stau cu capul plecat, pun la îndoială orice idee mi se plasează și mai mult, pun la îndoială propriile mele idei ca și cum ar fi ale unui străin. Ea a fost incapabilă să se rupă de poveștile moștenite din familie ei. Și tot ce putea fi frumos s-a prăbușit într-un. Așa încât, cred că e limpede că și dacă îți găsești unul din potențialii parteneri, mai sunt multe alte aspecte de rezolvat, cum ar fi aptitudinile sale, cât de dezvoltate sunt și poate cea mai valoroasă aptitudine față de care viața în doi este imposibilă, este de fapt o dorință. Dorința de a învăța continuu, de a trece prin eșecuri fără să te oprești mai mult decât este necesar, să înveți lecția pe care o conțin și să înfrunți cu curaj următorul eșec sau următorul succes. Mulți se imaginează că succesul te poartă pe aripile lui, asemenea calului înaripat al lui Făt Frumos. Viața m-a învățat că asta e o minciună periculoasă. Succesul, dacă te lași purta de el și uiți să-l analizezi ca pe un fapt de viață, te orbește, te duce la slăbiciune, la lenea minții și într-o zi la pierzare. Și înainte să se întâmple asta, ai nevoie de sufletul tău pereche, care să te tragă de mânecă, să dea cu tine de pământ, dar să stea lângă tine până te trezești și să-ți zâmbească, chiar dacă. Cu lacrimi în ochi, în clipa în care ți-ai revenit, spunându-ți: bună dimineața, rază de soare. Apoi să continuați călătoria până la marginile lumii și dincolo de ele. Mână în mână. O zi plină de înțelepciune îți urez. Succes în autodisciplină, autocunoaștere și transformarea personală. Cu drag, Șerban.